Astăzi dimineața a fost programată ședința extraordinară a Consiliului Local Baia Mare, ultima din mandatul 2012-2016. Numai că în loc să lase o bună impresie, chiar și la final, jumătate dintre aleși au absentat. În sala de ședință a primăriei au fost prezenți 11 consilieri, motiv pentru care cei care au făcut un efort să participe la ultima reuniune s-au arătat nemulțumiți de colegii lor. Vedeți dumneavoastră cât preț pune în pomenia primărilor. Vedeți dumneavoastră de ce băimărenii ne tratează și ne transmit tot ce ne transmit. Pentru că nici astăzi, la ultima ședință a Consiliului Local, nu suntem în stare să venim aici să le spunem băimărenilor, domnule, asta am făcut, problemele astea le avem de rezolvat astăzi, vă mulțumim pentru crederea care ne-ați acordat-o pentru cei 4 ani. Dorel Mureșan a ajuns cu o întârziere de 25 de minute și doar astfel ședința a fost statutară și a putut începe. Oricum, nu acum trebuie să disciplină, ci trebuia în cei 4 ani să-și dea seama că ședințele astea sunt importante. Importante pentru că se iau hotărâri care privesc comunitatea băimăreană. Pe ordinea de zi s-au aflat 6 puncte, dar doar 2 dintre ele au fost aprobate și asta tocmai datorită numărului mic de consilieri prezenți.